Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Familia în bogăție și slavă. Poate luându-le odată familia în suferință, odată familia misionară, odată familia salvată de la potop, poate familia credinței, ne regăsim fiecare unde suntem. Dar există posibilitatea ca în viață să parcurgem mai multe din aceste situații. Putem să fim în bogăție, cum a fost eu până la un moment dat, apoi putem să trecem la un alt capitol al existenței, sub formă de încercare, putem să devenim și misionari pentru Dumnezeu, putem să trăim și prin credință și diferite ipostaze întâlnim în viața noastră. Deci, o familie în bogăție și slavă, Solomon și Sulamita. Acest om, despre care scrie chiar el, în cartea Proverbelor, capitolul 3, de la versetul 13, fericit de omul care găsește înțelepciunea. El a fost cel mai înțelept om și întoarcem pagina, în versetul 16 scrie, în dreapta ei, a înțelepciunii, este o viață lungă și în stânga ei, bogăție și slavă. Prin înțelepciunea care a dat-o Dumnezeu, Solomon putea să ia într-o mână viața cea lungă și în mâna stângă bogăția și slavă. Astea le-a apucat. Din mâna dreaptă se pare că viața cea lungă a scăpat-o. De aceea, în mod special, îl abordăm ca o familie în bogăție și slavă. Un om de excepție. Biblia vorbește despre el la modul superlativ, cel mai înțelept, în timpul vieții lui cel mai bogat dintre împărați. Dar totuși, în plan familial, măcar că și aici este de excepție, este un om mai puțin realizat. În Cartea Întâia Împăraților, nu citim acum versetele, ni se spune că omul acesta a avut 1000 de neveste. Și din această pleiadă întreagă, cu toate, așa cum afirmă el mai târziu în Eclesiast capitolul 7, n-a găsit ceea ce aștepta și în plan familial este un om cu carențe și cu multe probleme. A fost puțină problemă să-i aleg nevasta cu care să-l tratăm din cele 1000. Potrivit cu declarația lui din Cântarea Încântărilor din capitolul 6, am ales pe Sulamita, Cântarea Cântărilor 6 cu 8, am 60 de împărătese, 80 de țiitoare și fete fără număr, dar numai una singură este porumbița mea, neprihănita mea. Se pare că pe asta o ținea în inimă, celelalte în brațe. În inimă Dumnezeu n-a făcut loc decât pentru una. Și eu mă duc pe cuvântul lui în seara asta. El a spus că numai una are, pe asta eu o luăm în considerare. Și celelalte sunt într-o altă evidență. Deci mai întâi acest Solomon. Despre Sulamita vom aminti doar câteva lucruri. În special vom aborda pe el. Mai întâi relația lui cu Dumnezeu și apoi relația lui cu oamenii. Nouă ni se pare că poate este un tot unitar, dar să știți că există un tunel în sus către cer și pe acest tunel noi colaborăm cu Dumnezeu, Dumnezeu cu noi și există o altă sferă în relația noastră cu oamenii. Solomon sau Iedidia, cum am avut un alt nume sub care era alintat, ceea ce înseamnă iubitul Domnului, născut din David și Batseba, în copilăria lui, citim în 2 Samuel capitolul 12 cu 25, el, David, l-a încredințat în mâinile prorocului Natan și Natan i-a pus numele Iedidia, iubitul Domnului, pentru Domnul. Pe lângă Natan, David, ca părinte, i-a mai dat îndrumări pentru viață și citim aceasta în 1 Împărați capitolul 2. În mod special avem aici câteva sfaturi care le-a dat David înaintea morții sale, dar noi credem că și în general David și Natan au fost dascălii acestui Solomon. 1 Împărați 2 cu versetul 2. A dat aceste îndrumări fiului său, eu plec pe calea pe care merge toată lumea, întărește-te și fii om. Și sinteza învățăturilor tatălui său, păzește poruncile Domnului Dumnezeului tău, umblând în căile lui și păzind legile lui, poruncile lui, hotărârile lui și învățăturile lui. Reține sub câte forme le ia David și toate au valoare. După cum este scris în legea lui Moise, ca să izbutești în tot, ca și cum ar exista o proporționalitate, câte legi păzești, atâtea izbânda ai. În tot ce vei face și ori încotro te vei întoarce
Și pentru ca Domnul să împlinească următoarele cuvinte pe care le-a rostit pentru mine. Dacă fiii tăi vor lua seama la calea lor, umblând în credincioșie înaintea mea, atunci nu vei fi lipsit niciodată de un urmaș pe scaunul de domnie al lui Israel. Despre Solomon este scris că iubea pe Domnul și că Domnul iubea pe el. Citim aceste versete, 1 Împărați 3:3. Solomon iubea pe Domnul și se ținea de obiceiurile tatălui său David. Iar în pasajul care l-am citat anterior, în 2 Samuel 12, spune că acesta a fost iubit de Domnul. Rețineți această expresie, aceste sentimente în care erau inițial Solomon și Domnul. Solomon îl iubea pe Domnul, nu era o declarație falsă, și Dumnezeu l-a iubit pe Solomon. Ca atare l-a și dăruit cu asemenea capacități dintre fiii lui David, cum spune David, Dumnezeu l-a ales pe el ca să fie împărat. Și a început bine Solomon. Ni se spune doar aici, în 1 Împărați, capitolul 3, că o mică greșeală s-a strecurat de la început în viața lui de credință și în relația lui cu Dumnezeu. 1 Împărați 3:3, partea finală. Se ținea de obicei lui tatălui său David, numai că aducea jerfe și tămâie pe înălțimi. Nota 10, da? Undeva la un exercițiu a greșit Solomon. Cu aceasta a început el. La începutul domniei sale a avut o revelație specială cu Dumnezeu. Să știți că fiecare dintre noi trebuie să avem astfel de momente în viețile noastre. Poate unii au fost cercetați la un moment de biserică, în timpul unei rugăciuni. Alții au avut o revelație specială într-un vis, ca Solomon. Alții într-o situație de criză, Dumnezeu i-a vindecat și atunci li s-a descoperit mai aparte. A avut și Solomon două momente speciale în care Dumnezeu și-a descoperit și a arătat voia lui și planul lui pentru sine. Țineți-vă într-un fel de Dumnezeu, să aveți astfel de lucruri hotărătoare în care El să vi se descoperă și să vă spună ceea ce aveți de făcut și de împlinit. Citim aici în 1 Împărați, capitolul 3, în versetul 5. La Gabaon, Domnul s-a arătat în vis lui Solomon noaptea și Dumnezeu i-a zis, cere ce vrei să-ți dau. Și avem aici, până la versetul 15, rugăciunea lui Solomon și răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunea lui. Pare aici un lucru puțin mai greu de înțeles. Dumnezeu a condamnat înălțimile și în Vechiul Testament, în fiecare împărăție, cu fiecare dinastie, a fost o problemă aceste înălțimi. Este scris în Cartea Numerilor o poruncă scurtă, nu lungă, despre aceste înălțimi, și anume Numeri, capitolul 33, versetul 52, cu specificație când vor ajunge în Canaan ceea ce au de făcut. Să izgoniți dinaintea voastră pe toți locuitorii țării, să dărâmați toți idolii de piatră, să le nimiciți toate icoanele turnate și să le nimiciți toate înălțimile pentru jertfă. Dar Solomon a acceptat aceste înălțimi și curiozitatea este că pe o asemenea înălțime care Dumnezeu le-a condamnat, Dumnezeu i s-a descoperit. Și spun unii, vă dau un exemplu banal, cum nu-i bine să umbli neacoperită pe cap, că mie mi-a dat Domnul Duhul Sfânt în timp ce n-aveam batic pe cap. Și la Solomon s-a descoperit Domnul pe o înălțime și înălțimile sunt condamnate. Dar știți că înălțimile l-au dus nu pe altă înălțime pe Solomon și l-au coborât într-o groapă? Faptul că Dumnezeu acordă cuiva un har și nu neapărat omul acela a fost întru totul la dispoziția Domnului și după voia lui în acel moment, aceasta nu e o dovadă că Dumnezeu e de acord cu ceea ce încalcă Scriptura. Și vom vedea mai târziu acest aspect al înălțimilor din viața lui Solomon. Hai să vedem mai întâi rugăciunea aceasta lui Solomon, o rugăciune despre care citim în versetul 10, de aici din 1 Împărați, capitolul 3, că i-a plăcut Domnului. Cum s-a rugat Solomon? Versetul 6. Solomon a răspuns, tu ai arătat mare bunăvoință față de robul tău David, tatăl meu, pentru că umbla înaintea ta în credincioșie, în curăție de inimă. I-ai păstrat bunătate, bunăvoință, i-ai dat un fiu. Acum, Doamne, Tu ai pus pe robul Tău să împărățească și eu nu sunt decât un tânăr, nu sunt încercat. Robul Tău este în mijlocul poporului pe care l-a ales, popor foarte mare, care nu poate fi nici socotit, nici numărat din pricina mulțimii Tale. Și acum cererea propriu-zisă. Dă dar robului Tău o inimă pricepută ca să judece pe poporul Tău și să deosebească binele de rău. Că cine ar putea să judece pe poporul Tău, poporul acesta așa de mare la număr? Solomon îl recunoaște pe Dumnezeu cine e el și spune, Tu ți-ai acordat harurile Tale pentru noi și noi am văzut mâna Ta în toți pașii.
Apoi spune, poporul acesta este un popor special pe care tu l-ai ales. Și eu sunt un rob, sunt un tânăr. Eu îmi dau seama că sunt la mijloc între tine și acest popor. Fă-mă să pot corespunde scopului la care m-ai chemat. Și să pot deosebi binele de rău. Acesta e un mare lucru în Scriptură. Deseori apare. Să poți să deosebești ce e bine de ce e rău. Că de multe ori rău atât de tare seamănă cu binele. Și Dumnezeu, citim de la versetul 11, a zis, fiindcă lucrul acesta ceri, când puteai să ceri alte lucruri, în mod special câte le cer tinerii, puteai să ceri viață lungă, bogăție, moartea vrășmașilor, alte succese în viață. Și nu ai cerut acestea, versetul 12, voi face după cuvântul tău. Și apar aici trei lucruri pe care a spus Dumnezeu că le va da. Înțelepciune, exact ce ai cerut îți dau, și încă pentru că ai cerut ceea ce îmi place mie, îți dau cu vârf și îndesat, cum n-am mai dat și nu mai dau la nimeni, că ai cerut ceea ce îmi place. În al doilea rând, îți dau ce n-ai cerut, bogăție și slavă, spune aici. Versetul 13, bogății și slavă așa încât în timpul vieții tale nu te va întrece nimeni. Oricât am încercat oamenii să se îmbogățească, să facă vreo afacere încoace încolo, nu, tu vei fi tot timpul deasupra. Și un al treilea capitol, versetul 14, și dacă, aici este ceva condiționat, vei umbla în căile mele, păzind legile și poruncile mele, cum a făcut al tău David, îți voi lungi zilele. Și urmăriți dumneavoastră în viața lui Solomon, cum s-au împlinit de exact toate aceste lucruri? Înțelepciunea i-a fost dată, i-a dat și bogăție și slavă, dar viața nu i-a lungit-o. Dumnezeu când ne vorbește în vis, printr-o prorocie, atât de exact Dumnezeu, ce spune că îți dă, îți dă, că nu-i pare rău de darurile date și de chemarea făcută. Dar când îți spune o condiție, dacă faci așa, se întâmplă așa, aia nu ți-o face numai dacă împlinești condiția. Cum i-a spus Ilie lui Elisei, dacă mă vezi, așa ți se întâmplă, dar dacă nu, nu ți se întâmplă așa. Ce e condiționat, e condiționat, iar ce nu, nu. După ce se trezește Solomon din somn, versetul 15, s-a întors la Ierusalim, s-a împățișat înaintea chivotului legământului Domnului și a adus jertfe de mulțumire. I-a mulțumit Domnului pentru harurile care i le-a acordat el. Credem că această primă descoperire a fost la începutul domniei lui Solomon. În al patrulea an s-a apucat de construcția templului, la 40 de ani, 480 de ani după ieșirea lui Israel din Egipt. Templul a fost finalizat în al 11-lea an al domniei lui. Primii 11 ani de domnie se pare că au fost niște ani foarte buni pentru Solomon. Buni în relația lui cu Dumnezeu, buni în dedicarea lui pentru templu și pentru lucrarea sfântă și buni chiar în planul împărăției și a binecuvântării lui Dumnezeu pentru Israel. În mod deosebit, acești primi ani ai domniei lui Solomon sunt foarte binecuvântați. Și citim lucrul acesta în 1 Cronici, capitolul 28, versetul 7. Îi voi întări împărăția pe vecie, dacă se va ținea ca astăzi de împlinirea poruncilor și rânduielilor mele. A avut Solomon un astăzi început bun. Foarte mulți pornesc bine în viața de credință, dar mulți nu finalizează bine. Dacă se va ținea ca astăzi, așa va fi pe vecie. Dar dacă nu se va ține așa, cât va scădea el, acea proporționalitate despre care vă vorbeam, așa scade și Dumnezeu în timp. Dar să vedem dedicarea lui Solomon pentru lucrarea Domnului și apoi pentru împărăție. Într-un fel, le-am comparat dedicarea lui Solomon pentru templu cu slujba care o facem la biserică. Și dedicarea lui Solomon pentru împărăție, serviciul care l-avem în viața de zi cu zi. Cum te achiți ca om credincios de slujba de la biserică, luând de exemplu lui Solomon, și cum te achiți de datoriile tale de la servici? De datoriile tale de viață, de familie, alte aspecte materiale. La templu, acest Solomon, citim aici în versetul 6. Fiul tău Solomon îmi va zidi casa și curțile, că și l-am ales ca fiul ca să-mi zidească această casă. În casa lui Dumnezeu, fiecare avem, spuneam noi deseori aceasta, o lucrare de făcut. Unii au de făcut o lucrare spirituală, cum erau preoții în Vechiul Testament, leviții, să cânte la templu, să aducă jertfe. Solomon a avut de făcut o lucrare materială, să construiască templu. Asta a fost lucrarea la care a fost chemat de Dumnezeu și a fost chemat încă înainte de a se naște. I-a spus Dumnezeu lui David, îți voi da un fiu și acesta va face această construcție minunată. El s-a dedicat și a pus în slujba acestei lucrări, citim de la versetul 11 aici,
I-a dat Dumnezeu, versetul 12, i-a dat planul cu tot ce avea prin David și toate amănuntele și i-a spus versetul 20, întărește-te și îmbărbătează-te. Nu te teme, nu te înspăimânta, căci Domnul Dumnezeu tău va fi cu tine. El nu te va lăsa, nu te va părăsi, până se va isprăvi toată lucrarea pentru slujba casei Domnului. Fie că avem de făcut o lucrare spirituală, fie că una materială la biserică, Dumnezeu ne va sprijini ca să putem isprăvi. Să poți să spui și să scrie despre tine ca despre Solomon, a avut de făcut o construcție, a isprăvit-o. Se spune ca despre Pavel, care n-a făcut construcții. A zidit alte case, în plan spiritual a zidit biserici. Și a spus în 2 Timotei 4, am isprăvit lucrarea. Cum a spus și Domnul Iisus, Tată, am sfârșit lucrarea care mi-a dat-o să o fac pe pământ. Am pus în această ordine, pentru că Solomon mai întâi s-a ocupat de templu. Știți că mai întâi a terminat de zidit templu și apoi și-a zidit casa lui. Se pare că mai întâi ar fi ordinea după Scripturi să ne ocupăm mai întâi de slujba de la biserică și apoi chiar problemele noastre materiale să fie. Această ordine a lăsat-o și Domnul Iisus. Căutați mai întâi împărăția și alte lucruri se dau pe deasupra. Dacă este de făcut ceva la biserică, este de dat un ban, este de pus mâna, este de făcut o slujbă. Deci rețineți, nu să ne neglijăm familia, membrii familiei, copiii și soțiile. Dar în plan material vorbim despre Solomon. Biblia spune că este mai important să dăm la casa Domnului să fie aici belșug. Chiar dacă la casa noastră o lăsăm pe locul secund, că nu vom rămâne în urmă nici cu casa noastră. Măcar că a pus Solomon atât aur în templu, nu înseamnă că casa lui a rămas neterminată. Cine termină mai întâi casa Domnului și casa lui o să fie finalizat. De aceasta se achită Dumnezeu. El nu rămâne dator în niciun fel. La casa Domnului trebuie să ne punem ceea ce avem noi la îndemână. Și Solomon și-a pus în slujba lui pentru casa Domnului înțelepciunea, și-a pus în slujba casei Domnului bogăția și și-a pus funcția pe care a avut-o în stat. A avut înțelepciune. Dar ce-mi place la Solomon, nu s-a băgat în slujbe. A înțeles că nu-i dat lui să fie preot, nu-i dat lui să fie levit. După înțelepciunea lui putea să spună, le fac eu pe toate. De ce voi sunteți mai deștepți ca mine? Cum mai târziu a făcut împăratul Osea, știți ce greșeală, nu? A luat cădelnița și a intrat în templu să tămâieze el. Când s-a mândrit. Se pare că mândria pe Solomon nu l-a prea afectat. Nu prea avem sesizări în Biblie că a fost afectat de mândrie Solomon. Mai degrabă a fost afectat de alte patime. Și a folosit înțelepciunea în a compune cântări, în a compune proverbe, pilde, în a studia în diferite domenii. Dar nu s-a băgat unde n-a fost lucrarea lui, ci dimpotrivă a organizat oamenii pe slujbe și pe domenii. De exemplu, citim în 2 Cronici, capitolul 8, de la versetul 14. A pus în slujbe lor, așa cum le rânduise tatăl său David, cetele preoților după slujba lor, pe leviți după însărcinarea lor. Nu s-au bătut de la porunca împăratului cu privire la preoți și leviți, nici cu privire la vreun alt lucru, nici în privința visteriilor. Solomon a știut care este locul lui și și-a folosit înțelepciunea în domeniu în care a fost dată lui de Dumnezeu. Tare bine-i să rămâi la locul tău. Și să nu pretinzi, dacă tu ai dat banii pentru lucrare, neapărat tu să fii și șeful. Dacă ești înțelept într-un domeniu, să pretinzi că neapărat trebuie să fii și în altul. Să știi să rămâi ca Solomon, oricât ai fi primul de înțelept, să rămâi la locul tău și în cariera în care te-a însărcina Dumnezeu. Cum și-a folosit apoi Solomon bogăția pentru casa Domnului? Ce adunase tatăl său, ce a adunat el, mai întâi aurul a fost pus în templu și apoi la el acasă. Și aceasta iarăși este o ordine frumoasă. 2 Cronici 5 cu 1. Astfel a fost isprăvită toată lucrarea pe care a făcut-o Solomon pentru casa Domnului, apoi a adus argintul, aurul și toate uneltele pe care le închinase Domnului tatăl său David și le-a pus în vestirie casei lui Dumnezeu. Știți cum vine asta? După ce a finalizat totul, putea să spună, acum ce mi-a rămas asta, duc la mine acasă. Nu? Ce a rămas, rămâne și în vestirie. Nu luăm un ac. Aci al Domnului, al Domnului. Bogăția care este a Domnului nu este a noastră. Și l-a știut și mai târziu, mai amintim un verset din 9:11, când a venit împărăseasa din Seba și i-a adus daruri. Deci ce a fost pentru templu, Solomon a luat pentru el din bogăție. Asta e a Domnului. Dar și din ce a primit pentru el, a mai dat pentru casa Domnului. I-a adus împărăteasa din Seba daruri. Și nu citim că împărăteasa din Seba le-a adus cu destinația, astea se le dai la templu. Dar citim aici 9:11. Văzând că darurile acestea se potrivesc bine la templu, împăratul a făcut cu lemnul mirositor scări pentru casa Domnului și pentru casa împăratului, deci întâi pentru casa Domnului și apoi pentru casa împăratului.
și arfe și alăute pentru cântăreți. Nu s-a numit așa ceva în țara lui Iuda. Ce a fost mai frumos, mai întâi a fost pentru casa Domnului. Doamne, binecuvântă-ne și pe noi, ca prin noi să binecuvântăm și noi lucrarea Ta și bogăția să fie întâi pentru templu și apoi pentru casa noastră, oricât am vrea să fie de grozavă sau oricât am fi de bogați. În ce privește statutul lui de împărat, cum a folosit lucrul acesta în plan de biserică, i-a spus Mardoheu Esterei, poate pentru o vreme că aceasta a ajuns la împărăție. Unii sunt câte într-o slujbă și era în vremea trecută și chiar și acum Dumnezeu mai vâră câte unul pe aici colo ca un element cheie, că e nevoie să se rezolve niște acte, să se rezolve niște treburi și e spus într-o slujbă în societate ca de slujba ta să se folosească biserica. Prin serviciul tău să beneficieze frații. Și dacă înțelegi aceasta, e tare bine. Se pare că Daniel la curtea împăratului Cir a avut și el acolo penelul lui, s-a vărât pe undeva. Mai întâi s-a vărât Duhul rugăciune în acel edict de eliberare și de rezidire a templului. Încearcă să vezi în ce măsură vrea Dumnezeu să te folosească cu serviciul ce l-ai. Solomon, beneficiind de statutul lui ca împărat, a încheiat niște alianțe cu Hiram, împăratul Tirului, și în urma acelor alianțe a putut să importe niște lemn special, cedri din Liban, să aducă să construiască casa Domnului. Toate ce a avut Solomon, înțelepciune, bogăție și statutul lui de împărat, serviciul lui, l-a pus mai întâi în slujba casei lui Dumnezeu. Și aceasta a fost foarte frumos. Apoi, în ce privește serviciul, putem să amintim aici dedicarea lui pentru împărăție. 1 Cronici 29. Dumnezeu l-a sprijinit și aici în mod deosebit. Chiar în lumea aceasta, în locul în care suntem, chiar dacă nu suntem o națiune sfântă ca și Israel, dacă suntem copii lui Dumnezeu, Dumnezeu ne va sprijini să fim o binecuvântare. Și vă dau un alt exemplu. Iosif în țara Egiptului. Când a ajuns în casa lui Potifar, Dumnezeu i-a dat trecere, i-a făcut un acces înainte și prin el a fost totul binecuvântat în jur. 1 Cronici 29 cu versetul 23. Solomon a șezut pe scaunul de domnie al Domnului, ca împărat în locul tatălui său David. El a propășit și tot Israelul l-a ascultat. Toate căpetenile și vitejii și chiar toți fiii lui David s-au supus împăratului Solomon. Domnul a înălțat tot mai mult pe Solomon sub ochii întregului Israel și a făcut domnia mai strălucită decât ar oricărui împărat al lui Israel dinaintea lui. Și primul verset din 2 Cronici 1. Solomon, fiul lui David, s-a întărit în domnie. Domnul Dumnezeu a fost cu el și l-a înălțat din ce în ce mai mult. Dumnezeu pe ai lui, dacă vor să fie buni oameni în societate. Și cum spune și Noul Testament, Roman 13, noi și în societate trebuie să fim niște oameni prin care să se vadă binecuvântările Domnului. În locul unde lucrăm, fiți supuși. Înțelepciunea care o avem la locul respectiv, amintiți-vă mai târziu de Daniel, vorbim de aceștia niște oameni deosebiți, nu neapărat tot ajungem în guvern, dar în locul în care suntem, la mica noastră echipă, problemele se rezolvă. În Babilon niciunii nu erau înțelepți ca și aceștia. Poate într-o meserie acolo, mecanic ce ești, Dumnezeu își face treceri și când alții nu găsesc cheia de rezolvare, Dumnezeu ți-o dă ție. Dacă în primul rând lucrezi pentru biserică și în primul rând ai slujba și apoi serviciu, dacă îmi pui întâi serviciu și apoi slujba, asta e puțin întors pe dos și nu stau bine lucrurile. Apoi, relația lui Solomon cu Dumnezeu mă apare are două aspecte. Noi avem cu Dumnezeu o relație de biserică și avem o relație individuală. Unii stau bine la relația individuală, sau aparent bine, dar relația de biserică cu Dumnezeu nu stau bine. Alții la grămadă stau bine, sau aparent bine, dar individual n-au o relație bună cu Dumnezeu. Uitați, putem să luăm aceasta de la Solomon. În ce privește relația colectivă, când a fost inaugurat templul, citim în 1 Împărați, capitolul 8, în versetul 10. În clipa când au ieșit preoții din locul sfânt, norul a umplut casa Domnului, preoții n-au mai putut să rămână acolo să facă slujba din pricina norului, că slava Domnului umpluse casa Domnului. Ca relație de biserică au avut o relație bună cu Dumnezeu. Dumnezeu și-a pogorât norul acolo. Citim în Cronici, 1 Cronici 7 cu 3, dacă nu greșesc, acolo și focul a venit din cer de la Dumnezeu. Ca relație de biserică avea o bună relație cu Dumnezeu. Și aceasta se cere și la noi. Când ne adunăm aici, să se vadă că avem de-a face cu Dumnezeu. Și Dumnezeu și-și dea dovada prezenței sale. Amin. Dar și acasă, nu numai aici. Pentru că i-a spus Dumnezeu în 1 Împărați, capitolul 9, uitați, versetul 4, spune Dumnezeu lui Solomon. Și dacă tu vei umbla înaintea mea
Versetul 5. Voi întări pe vecie scaunul tău de domnie. Apoi versetul 6. Și dacă veți abate relația colectivă, verifică-ți relația ta individuală. Cum stai tu când te rogi? Unii spun, la biserică mă simt bine, dar acasă, în rugăciune, așa în cuvânt, nu-mi găsesc locul cu Dumnezeu, parcă nu prind legătura. Alții spun, acasă mă simt bine, dar eu nu mă duc la biserică, acolo nu mă simt bine. Un adevărat copil al lui Dumnezeu se simte bine și acasă în odăiță și aici în casa lui Dumnezeu. Și într-o parte și în alta trebuie să avem o bună relație cu Dumnezeu și Dumnezeu să ne-o dea. Amin. Cât mă simt de fericit, de Iisus sunt mântuit, El a șters păcatul meu, m-a făcut copilul său. Ce ne spuse bucurii, pentru El eu voi trăi. După ce a finalizat de zidit templu, Dumnezeu i s-a arătat a doua oară. De regulă Dumnezeu ne se arată în momentele de răscruce. Dumnezeu poate ți se arată odată la botez. Poate ți se arată bine să se arate la căsătorie, să știi încotro să apuci. Apoi ți se mai arată poate când intri într-o slujbă în biserică. Sau când te muți dintr-o parte într-alta. Sunt momente de criză sau de răscruce în viață când e important să spună Dumnezeu ca lui Pavel. Treci în Macedonia, fiind vorba de slujbă. Ca lui Avram, ieși de aici și mută-te acolo. Sau ți se spună, într-un fel sau altul, acesta este locul pentru tine sau lucrarea mea pentru tine. Posibil, după un verset, Dumnezeu să-i se mai arătat odată lui Solomon în timp ce construia templul, pentru că apare o expresie, tu zideți această casă, tare bine să ți se arate Domnul la început, la gata, dar și odată pe la mijloc să-ți mai facă o viziune să vadă cum merg treburile. Să știi, nu până la gata și apoi să spună, Domnul, n-ai construit bine, dacă ne mai dă, faci o viziune și pe la mijloc, e tare bine, să ne-o facă Domnul.
Dar după acest moment, i s-a arătat Domnul, citim aici în 1 Împărați 9 și apare un titlu, Dumnezeu se arată a doua oare. Dacă vă amintiți când am discutat de Avram, Dumnezeu s-a arătat de 7 ori în mod special. La Solomon avem 2 revelații speciale. Și Pavel a avut revelații speciale, din când în când. I s-a arătat mai întâi pe drumul Damascului, i s-a arătat toată în templu, a căzut într-o răpire sufletească și a spus, treci la neamuri, i s-a arătat toată în înger, în timp ce mergea cu corabia spre Roma, niște revelații speciale, de care te ții, ca de niște ancore puternice pe o mare. Și aici, deja îl pune Dumnezeu în temă, ca unul care vede înainte și care vede amănuntele Solomon, e ceva bai. Și unii dintre noi spunem, frate, dar așa la biserică vin, dar totuși parcă nu-i mai totuși chiar așa în regulă. Solomon a început după cel de-a 11-lea an domnie sale să ducă o viață duplicitară și cu Dumnezeu, dar păcatul a început să se îngroașe, gluma a început să prindă proporții și spune Dumnezeu, versetul 6, dacă o să vă abateți, versetul 8, oricât e de mare casa asta, oricât de bună a fost relația mea cu voi și cu tine, o stric urgent. Dumnezeu spune Ieremia 18, dacă zic despre un popor, cu ăștia mă înțeleg bine, dar se strică, am terminat cu ei, parcă nu-i mai cunosc. Și zic, alt popor în loc. De aia nu putem să trăim cu amintirile de acum 30 de ani, când Dumnezeu ni s-a descoperit și a făcut așa. Este nevoie de o a doua, de o a treia intervenție și revelație a Dumnezeu în viața noastră, una prezentă, Doamne, te rugăm să ne-o dai. De aici începe în viața lui Solomon această viață și cu Dumnezeu, dar și încet, încet, niște lucruri își pun amprenta în viața lui. Mai întâi, acest aspect a relației cu Dumnezeu, 9:25. El continua să vină la biserică. Solomon aducea de 3 ori pe an arde de tot și jertfe de mulțumire, atât era porunca să meargă de 3 ori pe an la templu. Pe altarul pe care zidise Domnului și ardea tămâie pe el și a isprăvit astfel casa. Dar, pe lângă această viață cu Dumnezeu care a început să se răcească, nu mai simțea așa căldură ca la început, cum am spune noi. Și viața spirituală a început să scadă, au început alte lucruri în viața lui. Există un furt, așa ne fură vremea, bogăția și plăcerile, așa ne fură și știi când te trezești. Nici cu pensia în mână nu te trezești. Nici când ești bătrân nu te trezești. Poate pe un pat de boală sau undeva dacă mai tragi Dumnezeu un semnal de alarmă într-un târziu. Vă încredințesc că dacă ar ști Dumnezeu că e mai bine să ne îmbogățească, pe când am ieșit de aici și ne-am căutat în buzunare, toți am avea câte o pungă cu bani. Sau ne-a spune Domnul, du-te la mare, prinde un pește, Dumnezeu știe unde s-a ascunse comorile. Ne-ar îmbogăți pe toți. Dar nu este important uneori. Vedeți la Solomon? Ce bine a pornit, cu ce înțelepciune. Și a continuat să slujească Domnului. Dar undeva bogăția și plăcerile și câteva lucruri de felul acesta, citim și 8 și cu 15 din Proverbe, am lăudat dar petrecerea. Pentru că nu este altă fericire pentru om decât să mănânce și să bea. Fericirea lui odinioară de a sluji Domnului se mutase spre un alt spectru. Nu mai era împlinit acum așa tare la biserică. De acum era mai mulțumit. Și vă dau un exemplu concret din zilele noastre. Mi se pare că nunțile sunt o realitate a vieților noastre. Nu numai la nunți, poate la binecuvântări sau la vreo sărbătoare care o aveți în familie. Invităm rudenile la biserică, dar la biserică vin puțin mai târziu și apoi mergem imediat la masă. La biserică stăm puțin și la masă stăm cu orele. Care e fericirea noastră? Nu cumva s-a mutat de la a gusta din pâinea vieții în a gusta de pâinea așa de toate zilele? Nu cumva bogăția asta pe unele familii, poate nu e bogăție cât a lui Solomon, am transferat-o dintr-un domeniu în altul. Și mergem la biserică, facem cununia religioasă la biserică, dar partea cea mare veselie e la masă, acolo vin toate rudenile și acolo stăm 6 ore. Și aici stăm 2 ore și ale pe fugă și ne uităm la ceas. Și dincolo nu se mai uită nimeni la ceas. Se simt bine. Și parcă am spus și o repet, când îi văd că trag unii pe camera video și cântarea o prinde o strofă la început, o strofă la gata. Predica prinde textul și prinde finalul. Dar la masă prinde tot și la rând, cum mănâncă fiecare. Dar cele spirituale noastre, numai secvențe. S-a schimbat gustul oamenilor. Și Solomon a scăzut treptat și a fost înșelat. Și viața lui a început să fie așa pe două fronturi, și cu Dumnezeu și în partea cealaltă. Acea mică greșeală de la început a lui Solomon a ajuns să mai dea naștere la 2 greșeli. Solomon a făcut 3 mari greșeli în viața lui. La început au fost mici, dar s-au lățit. Știți care au fost greșelile? Prima, a îngăduit înălțimile. Acolo aduceau jertfe.
Măcar că aducea jertfe, erau fără număr. Când aducea jertfe, Solomon cu zgârcenia n-a avut probleme. Nici cu mândria, se pare că. Aducea jertfe fără număr. E drept că și avea de unde. La el nu era o problemă să dea. Se pare că există aici o legătură. Cei zgârciți nu prea se îmbuibă. De-aia e pericolul pe ambele părți. Deci darnic e pericolul pe o parte, deci zgârcit e pericolul pe partea cealaltă. Diavolul nu te iartă. Una a fost greșeala cu înălțimile. Și au venit de-abia alții mai târziu în viața lui Israel, care au nimicit cu desăvârșire înălțimile. Citim în 2 Împărați, capitolul 18, și că a venit un împărat pe nume Ezechia și în versetul 4 a îndepărtat înălțimile. Și apoi vine mai târziu un împărat 23, Iosia, și ne pune capăt la toate, de la 13 la 15, împăratul a pângărit înălțimile care au în fața Ierusalimului. Și se ziseră multe. Pe partea dreaptă a muntelui Pierzării și pe care le zidise Solomon. Auziți? Înălțimile lui Solomon, alea micuțe, și putea spune Solomon, dar mie pe o înălțime mi s-a arătat Domnul. Dar nimeni nu le-a mai cutezat. Cum să străcăm noi înălțimea de la Gabaon, de pe muntele Pierzării, numai că asta e înălțimea Pierzării? Că Solomon a zidit-o. Și a venit Iosia, plin de Duhul Domnului, a citit în carte că nu trebuie nicio înălțime și le-a străcat pe toate. Și domniseră aceste înălțimi de la Solomon la toți împărații ia buni. Asa, Iosafat, chiar și de Ezechia n-au scăpat unele și de-abia Iosia le-a nimicit. Când unul din oamenii deosebiți lasă o greșeală în popor, asta merge mult. Că dacă ar lăsa unul rău, când moare ăsta, faci curățenie cu totul. Dar dacă e unul mai deosebit, de la ăsta le luăm pe toate. Astea și greșelile din teologie. De exemplu, Augustin a fost un om deosebit, Origen. Între Pavel și Luther se spune că nimeni n-a predicat ca Augustin. Dar nu știu pe unde a vărât ideea cu purgatoriu. Și a rămas această înălțime de Augustin până târziu și este și astăzi undeva la cine n-a dat-o jos. O a doua greșeală, poate mai minoră în viața lui Solomon, a fost faptul că și-a adunat cai, cară, călăreți. Citim în 1 Cronici 1 cu 14. Solomon a strâns care și călărime, avea 1400 de care și 12.000 de călăreți, pe care i-a așezat în cetățile unde își ținea carele și la Ierusalim lângă împărat. A fost o a doua greșeală. Spunea să n-aibă un mare număr de cai. Și știți de ce amintesc aceasta? Solomon nu prea ținea cont de lucrul acesta. Ce să ai puțin și ce să ai mult. El și cai și nevestele nu le număra bine. Dumnezeu a spus neveste și cai să n-ai mulți. Dar el nici cai, nici nevestele nu le număra bine. Și mai întâi și-a permis o greșeală la numărul de cai, dar după a ajuns cu greșeală la numărul de neveste. De-aia spune Pavel, eu socotesc, și că socoteala noastră nu-i bună, cine nu-i credincios în lucrurile mărunte, nu-i apoi credincios în cele mari. Cine dacă are niște bani de ai casei Domnului sau este implicat într-o lucrare și nu face bună socoteala, spune, a, ce e asta? Și când ajungi la alte lucruri mai depres, tot așa faci socoteala, cum ai făcut-o atunci și nu o bagi în seamă. Treacă, meargă. Dar greșeala cea mare a lui Solomon a fost femeile. Și haideți să amintim lucrul acesta din 1 Împărați, capitolul 11 cu 1. Împăratul Solomon a iubit multe femei străine, afară de fata lui Faraon, moabite, amonite, edomite, sidoniene, hedite, care făceau parte din neamuri despre care Domnul zise copilului Israel să nu intrați la ele. Și nici ele să nu intre la voi. Dacă unii își permit prietenii cu cele de afară, deja au făcut primul pas, au intrat la ele și ele au intrat la noi. Căci va întoarce, și apare o expresie aici, negreșit, inima spre Dumnezeii lor. De aceste neamuri s-a lipit Solomon târât de iubire. Solomon, unul care a făcut templu, a ajuns, citiți dumneavoastră aici în versetul 7, atunci Solomon a zidit pe munte în fața Ierusalimului alte temple, pentru Chemoș, rugăciunea Moabului, pentru Moloc, rugăciunea fiilor lui Amon. Așa a făcut pentru toate nevestele lui străine care aduceau tămâie și jertfe altor dumnezei. El era membru într-o biserică și nevastă sa membru în altă biserică. Dar el a făcut biserica și la nevastă, el a construit-o. El a pus acolo amvonul și el a dat banii să cotizeze acolo și credeți că ai avea Dumnezeu numai acolo în casa ei de închinare? Nu avea și în casă la Solomon? Te miri cu un Solomon care a construit templu și i s-a arătat Dumnezeu. A ajuns să construiască și alte temple. Și la bătrânețe. A ajuns să fie târât și i-a plecat inima. El însuși a declarat apoi în cartea Proverbului că e imposibil să reziști la asemenea ispite. Nu poți să reziști, spune el. Poate să umple cineva pe cărbune aprins să nu-i ardă picioarele? Și a căzut Solomon în latura aceasta.
Versetul 6, Solomon a făcut ce este rău înaintea Domnului și la început iubea pe Domnul, dar a ajuns să iubească apoi și alți Dumnezei străini. Cum Solomon? Cu bogăție, cu plăceri, așa treptat. Nu s-a schimbat dintr-o dată, numai așa treptat. Merg unii la alții, apoi mai fac așa câte o simplă combinație, mai fac slujbă și unii și alții. Și uite așa vin aceste combinații păcătoase, până când diavolul te prinde și te duci în eroare. Și apare ultimul avertisment din partea lui Dumnezeu, 1 Împărați, capitolul 11, versetul 9. Domnul s-a mâniat pe Solomon. Ți-ai imaginat ce înseamnă asta, să te iubească Domnul și la urmă să ajungă mâniat pe tine? Cum e în familie când aia care te iubea acum e mâniată pe tine? Cum e? Cum e când iubeai pe cineva și acum ești mâniat pe el? Cum s-a străcat relația între Dumnezeu și Solomon? S-au mâniat unul pe altul. Dar cine a fost de vină? Dumnezeu? L-a dat Dumnezeu jos pe Solomon de pe tron, nu? Și nu s-a ținut Dumnezeu de promisiunile ce a spus Solomon, îți dau ce n-am dat la nimeni. Ce motive a avut Solomon să se lape de Dumnezeu? Ce i-a dat lui chemoșul lui Solomon? I-a dat o nevastă bună, dar eu Solomon că nu o găsit niciuna. Deci era una de la Dumnezeu, era fericit săracul. Dar a renunțat la Dumnezeu, s-a mâniat pe el, pentru că și-a bătuse inima de la Domnul. Și măcar că îi se arătase de două ori. Tu care ți s-a arătat Dumnezeu și ai avut revelații speciale, dar acum nu mai ești la acea înălțime. Că bogăția și plăcerile și combinațiile cu cei de afară și cu rudenile și cu scrie aceștia în care s-a scăpat apoi mai târziu și Iosafat și l-a costat acea urmare a domnia lui Ioram și a lui Atalia la tron. Cum s-a scăpat acest Solomon? Până la un punct a rămas bine, dar în domeniul familiei n-a rezistat. Familia i-a străcat lui Solomon relația lui cu Dumnezeu. Dacă nu reziști în familie, nu se știe până la capăt cum mergi. Dacă în familie nu te realizezi, te poți prăbuși. Solomon și-a primit pedeapsa aici. Dumnezeu i-a curmat viața. Mie îmi vine să cred că Dumnezeu l-a trezit pe Solomon la un moment. A mai scris apoi Eclesiastul capitolul 12. Se pare că și cântarea cântărilor a fost scrisă în tinerețe, Proverbele la maturitate și Eclesiastul la bătrânețe. Și când privește și scrie cu dezgust cei toate astea în viață, cum toate sunt deșertăciune și nu-i sătul de nimic și nu-i satisfăcut de nimic din ceea ce a fost, se satură de toate și spune, bine ar fi să păzești toate poruncile, spune el în finalul cărții sale. În plan familiar a ratat Solomon. A fost pedepsit și spune Dumnezeu aici pedeapsa, fiindcă ai făcut așa și n-ai păzit legământul meu și legile pe care ți le-am dat, voi rupe împărăția de la tine și o voi da slujitorului tău. Știi ce înseamnă asta? Din cel mai de sus și ajuns cel mai de jos. Îmi spunea un frate, până am slujit Domnului, am avut tot ce mi-a trebuit. Și spune, tot ce vezi aici, spune, ce nu-i munca mea, e binecuvântarea Domnului. Dar de când am gafat, muncesc din greu, nu mai am binecuvântare și toate se dau peste cap. Și dacă ar fi numai acestea, dar înăuntru n-am liniște și pace. Și a ridicat Dumnezeu vrăjmaș, uitați aici, versetul 14, Dumnezeu a ridicat vrăjmașul lui Solomon pe Hadad și pe Rezon și pe slujitorul său Ieroboam și Solomon acum ajunge să caute pe Ieroboam să-l omoare. Solomon, care odinioară a fost ce a fost, a ajuns să-și strice relația. Dar potrivit cu ceea ce e scris în 2 Samuel capitolul 14, totuși noi credem că Solomon a sfârșit cu Domnul viața. Nu mai scrie Dumnezeu să fi vorbit în final, decât recunoștința sa și pocăința sa. Și se pare, potrivit cu această prorocie care a fost aici, 2 Samuel 7, cu versetul 13. El va zidi numele meu o casă și voi întări pe vecie scaun de domnie al împărăției lui. Eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Dacă va face răul, îi voi pedepsi cu o nuia omenească și cu lovituri omenești. Dar harul meu nu se va depărta de la el cum l-a depărtat de la Saul, pe care l-am îndepărtat dinaintea mea. Pe baza acestei prorocii, pe baza ceea ce scrie în Eclesiastul 12, versetele 13 și 14, să ascultăm încheiatura învățăturilor, teme-te de Dumnezeu, păzește poruncile lui, asta datoria, credem că Solomon a sfârșit mântuit, dar a sfârșit pedepsit. Cum vrei să finalizezi viața ta cu Dumnezeu și viața ta în plan familial? Lasă numai o mică greșeală la început. Dar asta nu-i bai. Uite, numai înălțimile. Lasă numai o mică greșeală și spune, dar Dumnezeu trece peste asta.
Și în final, și în timp, aceste greșeli, puțin a luat 1 Corinteni 5:6, face să dospească toată plămădeala. Și relația ta cu Dumnezeu se strică. Puțină fisură în barcă, în timp, barca ia apă. De-aia Biblia merge pe ideea, păzește toate poruncile, Solomon. De ce le-ai călcat? Rup împărăția de la tine, îți ridic vrăjmași, nu-ți dau viață lungă, nu vei avea fericire, nu vei fi împlinit. Și n-a fost realizat Solomon în familie. Oricum, Solomon rămâne un om de excepție, un om deosebit, care și din care Dumnezeu a vrut să facă ceva. Știți că Dumnezeu din fiecare din noi vrea să facă ceva deosebit și frumos? Poate nu detalia lui Solomon, dar în felul lui Solomon. Dumnezeu vrea să-ți dea o casă și un serviciu și o împărăție în care să fie cu pace. Vrea să-ți dea înțelepciune, să te binecuvânteze spiritual, să poți în slujbă, să aduci la casa Domnului, să te desfășori cu ceea ce poți. Vrea în plan social, în serviciu tău, să te binecuvânteze, să-ți dea o slujbă. Vrea în toate să te ajute, cu o singură condiție. Și asta am repetat-o noi la studii și tare ar fi bine să o scriem în frunte. Păzește poruncile. Iosua, spune Solomon, eu merg. Cartea asta a legii, fie sfântă pentru tine, izbuctește în tot. David moare, spune David, eu mă duc. Solomon, ține poruncile, nu le călca. Și dacă vreți, Domnul s-a spus, și Ioan, mai târziu vă dau o poruncă nouă, țineți la aceasta. Frașii și surori, trăim într-o vreme în care Biblia este pusă la spate. Și oameni cu capul mare, stil Solomon, ei știu mult și interpretează și neagă ce-i scris negru pe alb în Biblie, ce-i clar ca bună ziua. Și se joacă cu Scriptura. Era greu să înțeleagă Solomon că dacă spune Biblia să n-ai multe neveste, nu s-o mie multe. Dar Solomon, ce ai făcut când ai citit versetul ăla? Dar Solomon, când ai citit că nu-i voie cu înălțimile, dar sunt frumoase. Dar astea Solomon în timp vor aduce pierzarea. De ce n-a zis nevestele lui, Solomone, fă-ne un templu exact cum ăsta? Atunci putea să le spună Solomon, după ce să mai fac altul, veniți la ăsta. Dar pe fundalul înălțimilor lui Solomon a zis, fă-ne așa pe înălțime, cum ne place nouă. Dacă nu se poate folosi diavolul de tine puțin, nu se poate folosi nici mai mult. Dar dacă dai un deget, îți ia toată mâna. Și o să vezi unde ajunge familia, și o să vezi unde ajunge relația ta cu Dumnezeu, că după ce familia, nevasta e într-o parte. Vin copiii și fiecare în partea lui. Crezi că tu mai poți sluji cum trebuie? Optezi într-una. Nu mai poți. Se strică lucrurile, se denaturează. Și unde a fost greșeala? La Solomon. Poate vin unii și spun dacă, vedeți, noi uneori nu cunoaștem toate problemele. Dacă citești istoria numai din întâi și doi împărați, nu afli niște lucruri. Și te gândești, de ce a fost așa? Dacă o citești și din cronici, afli altceva. Pentru că noi nu cunoaștem toate datele, ne gândim de cineva, de ce a ajuns așa? Și spunea Dumnezeu lui Solomon, un împărat nouă, versetul 7. Voi nimici pe Israel, din țara pe care am dat-o, voi lepăda de la mine casa pe care am sfințit-o, numele meu. Și Israel va ajunge de râs și de pomină, printre toate popoarele, și oricât de înaltă. Spunea Dumnezeu, poți să te sui între stelele cerului, poți să fii cât diavolul de înalt, cât Solomon. Va fi casa aceasta, cine va trece pe lângă ea, va rămâne încremenit și va fluiera. A venit împărăteasa din Seba și a rămas uimită. Și când a văzut ce e acolo, și-au venit alte o generație mai târziu și-au început să fluiere. Vin unii într-o vreme și spun, ăsta e omul lui Dumnezeu. Spune, de aici, aici e casa lui Dumnezeu. Dar dacă îți permiți greșelile alea, una, două, trei, m-a început mărunte și l-am mai târziu să lățesc. În urmă o să fluiere oamenii. Și o să se spună aici, pentru ce a făcut Domnul așa? Și de răspunsul, pentru că au părăsit pe Domnul Dumnezeu părinților lor, care a scos pe părinților din țara Egiptului și s-au alipit încet, încet, de azi Dumnezei. Bogăția, plăcerile, alții cu care ne-am împrietenit, ne-am afiliat și au ajuns de pomină. De aceea Domnul a făcut să vină peste ei toate aceste rele. Nu știu exact ce stări l-a încercat pe Solomon când scria versetele alea de pe Eclesiast. O, deșertășune, deșertășune, m-am urât, m-am scrăbit de tot, să nu mai văd nimic. Dar Solomon, de ce? Că ai zis, vreau să-mi încerc inima, vreau să se veselească. Nu uitați, dacă vreți să păstrați o bună relație cu Dumnezeu, păstrați-o ascultându-și și împlinind tot ce spune El. Și nu încălcați poruncile Domnului. Păziți-le și împliniți-le, de aceasta atârnă fericirea noastră, de aceasta atârnă realizarea noastră în plan familial,
Numai așa vom putea spune noi și casa noastră vom sluji Domnul, dacă vom sluji din toată inima noastră. Dacă nu, poți să fi fost cât ai fost. Și nu uita, Dumnezeu vrea să-ți dea bogăție. Poate Dumnezeu pe unii vrea să-i păstreze mai săraci, dar pâinea aceea toate zilele Dumnezeu ne asigură că nu ne va lipsi. Dumnezeu poate să-ți dea slavă, sau poate să te facă să ajungi numai portar ca Mardoheu, sau poate mai întâi te face portar și după aia te face prim-ministru. Dar e mai rău să te ajungi prim-ministru și după aia portar, asta e tare rău. Pe invers merge, dar dacă ajungi de sus în jos, când cobori, bine e să urci, Doamne ajută-ne la aceasta. Bine e să le lapezi, dar dacă lași câte una ca în greu le mai lapezi după aceea. Și mai punctez încă o dată. Ne aflăm în vremea aceasta. Parcă din toate părțile vin presiunile. Mă amintesc vedenia ce a fost în urmă cu câtva timp aici. Unii țineau de poartă așa cât să încapă un om. Alții trăjau de ea să o mai lățească puțin. Dar să mai încapă și fica Egiptului. Să mai încapă și altul. Alții numai se făceau că așa își trăjau cu mâna asta la altă, știi? Dar frate, eu țin la adevăr cu mâna stângă ții de Biblie și cu dreapta așa ca Ioab cu sabia. Și alții stăteau așa, eu n-am treabă, o rămâne așa, ori se mai lățește, n-ai treabă. Dar asta înseamnă că îți place la urmă, ormei, numai că tu stai așa pasiv. Și în urmă o să vedem că o să mergem cu templul înainte și o să spunem templul Domnului, templul Domnului, Solomon l-a făcut. Aici s-a coborât focul din cer și noi avem o istorie. Păi biserica pentecostală la început a fost așa și așa. Dar nu am fi fost noi mai sus ca ei din Ierusalim. Unde a ajuns? Se va fluiera trecând pe lângă ei. Dar de ce? Pentru că Solomon și-a permis niște greșeli și el a fost în frunte și la popor a plăcut și a plăcut la nevestile lui și familia și se bucura tot Israel și mâncau și beau și nu făceau altceva și era argint și aur și strălucire și fericire și ce nu-i frumos așa? Uite ce frumos a fost, ce paradă, ce pompă a fost, dar Dumnezeu, dar poruncile, nu-i bai că sunt călcate, nu, de e frumos asta, e frumos pentru firea pământească. Să te bucuri, să ai plăceri, dar în urmă vei gusta amarul. Și cum spuneam noi despre suferință, suferința e ceea ce rămâne din bomboanele păcatului după ce trece aroma aia plăcută de pe deasupra. Și astea sunt toate amare înăuntru, nu niciuna cu lapte, seci. Sunt pline de blestem și de fire amară. Doamne, păzește-ne! Și ajută-ne să învățăm de la oamenii aceștia din Biblie. De ce e scris în Biblie atâtea pilde și istorie de oameni pentru noi, frați și surori? Să repetăm greșeala lui Solomon? Mai vin unii în genul acesta la noi. Uite, băiatul meu vrea să căsătorească o fată. Și fata zice că se pocăiește. Că și fata Egiptului a venit în Israel. Numai că Solomon, citiți dumneavoastră, este un verset, căutați-l, nu vi-l spun. Și că eu fost oarecum la Solomon să o ducă în casa lui David. Eu făcut o casă undeva aparte. Auzi, chiar să te duc chiar așa cum ești la biserică, mi-e oarecum. Dar la mine acasă hai. Da, se pocăiește. Cum se pocăiește? Da, merge și așa. Nu merge nici cum. Dumnezeu e sfânt. Dumnezeu e suprapretențios, dacă veți, e gelos. Nu l-a iertat pe Solomon, nu l-a iertat templu, nu l-a iertat nimic. Decât prin Iisus Hristos, dar dacă în urmă ne schimbăm și ne pocăim și noi, Doamne, ajută-ne la acestea. Pentru că acestea apeluri exasperate care le facem uneori să aibă un ecou în viața noastră. Poate unii, de unii suntem interpretați greșit, dar până când tot apelul președinte, iar la pocăință și iar la pocăință și tot așa, măcar de ne-am ținea de ea. Spune apostolii, nouă nu este greu să vă spunem acelea lucruri și vouă este de folos. Doamne, ajută-ne la aceasta. Dumnezeu să ne dea harul mântuirii sale și ne dea harul și puterea să rămânem lângă Scripturi. Scripturile să le înălțăm, să le ascultăm și astfel să fim mântuiți și fericiți. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.